Dragi mitologi, de data asta nu a ghicit nimeni cine este personajul din mitologia românească. E vorba de Caluian, un obicei cu rădăcini vechi și de altfel unul practicat pentru aducerea ploii. El era solul trimis de oameni la zeul ploii spre a-l îndupleca să dezlege ploile, iar asta ne amintește de un alt sol trimis de strămoșii noștri getodaci la Zalmoxes, însă cu alt scop. Iar aceasta implică un adevărat ritual, începând cu alcătuirea figurinei de lut și terminând cu trimiterea caloianului pe apă. Cum ziceam, caloianul, adică în traducere bunul Ioan din greacă, este o datină însoțită de cântec, care sărbătorea la origine mitul zeului naturii, simbol al vegetației care moare și învie. Oamenii bisericii însă, pentru a elimina vechiul zeu păgân, l-au asimilat cu Ioan botezătorul, astfel că data caloianului a fost fixată în proximitatea solstițiului de vară, undeva la 24 iunie. obiceiul era practicat de copii într-o zi fixă, a 3-a marți sau a 4-a joi după Paști. Cum știți, eu sunt Delmo și astăzi la Mitologica vorbim despre Caloian. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați. Acest obicei solicita în trecut participarea doar a fetelor și mai rar a femeilor, dar de ziua caloianului, bărbații arau doar până la amiază, iar restul zilei petreceau. Renumitul etnolog Ion Ghinoiu constată, după studiul obiceiurilor în diferite zone ale țării, că s-a ajuns la un moment dat la ambinarea practicilor precreștine cu cele creștine. Iată cum descrie el obiceiul caloianului pe care îl vedeți acum. Solul, substituit de o popușă confecționată din lut, cârpe, paie sau crenguțe de lemn, era îmbrăcată cu hăinuțe din cârpe. Această păpușă era inițiată și trimisă la divinitatea ploii să dezlege sau să lege ploile și era numită caloian. Caloianul poartă o bogată sinonimie locală și zonală feminină. Spre exemplu, ploaia, moașa ploii, mama caloiană, maica călătoarea, maica domnului Zâna, scaloiana, seceta sau mama secetei și mai rar masculină, adică scaloian, tatăl soarelui, sfântul soare sau chiar suntilie. În unele cete de caloian, mesagerii perechi, caloian și caloiană, sau mama ploii și tatăl soarelui, sunt expediați la divinitate printr-un rit funerar, în humare, sau scufundare în apă cu mesaje diferite, ea să aducă el să oprească ploile pe pământ. Din informațiile etnografice pe care le avem și textele cântate, bocite de cortegiul funerar în timpul înmormântării, rezultă că mortul, în ghilimele, este un copil dispărut în condiții necunoscute, găsit de mama sa, după îndelungate căutări prin vulcele, colnice, păduri, grădină, curtea casei sau la fântâna mare, probabil înnecat. Sufletul neprihănit este inițiat în folclor și trimis la divinitate în secvența centrală a ceremonialului, în mormântarea caloianului, prin diferite rituri funerare, distrugerea violentă a corpului și abandonarea lui pe pământ sau aruncarea în apă. Scenariul ritual începe de regulă într-o zi de marți, cu nașterea caloianului, confecționarea păpușii și înmormântarea ei. Originea obiceiului în lipsa informațiilor este plină de mister, ca să nu zicem controversată, și atribuită de către unii cercetători chiar romanilor, alții o atribuie slavilor, dar căutând mai bine și mai adânc, este posibil să descoperim originile adevărate chiar în lumea tracă sau a getodacilor, acea lume cărora strămoșii noștri i-au aparținut. Elocvent în acest sens este ceea ce Adrian Bucurescu scria în conformitate cu legendele tracilor, după decapitarea sa de către preotesele soarelui, capul marelui Orfeu, era aruncat în râul Ialomița și plutind pe apă a continuat să cânte, iar după acest tragic eveniment a început să plouă vigelios timp de câteva zile. În urma acestei întâmplări, tracii spre a provoca ploile și a alunga seceta au creat unul din misterele orfice, ce consta în punerea unei păpuși într-o coră bioară, căreia apoi îi dădeau drumul pe apă. Apoi, obiceiul a căpătat denumirea de galien, cel care zboară, cel care sare, care năvălește, de unde românii au moștenit caloianul. Cea mai veche atestare a acestei dati îmi pare a fi o relatare a lui Diodor Siculul, în Frigia, întâmplându-se odată să cadă o epidemie asupra oamenilor, iar pe de altă parte suferind și pământul de secetă, oamenii consultară oracolul asupra mijloacelor prin care să depărteze de la ei aceste calamități, iar oracolul le răspunse ca să înmormânteze trupul lui Atis și să o venereze pe chibele ca divinitate. Însă din pricina vechimii, din trupul lui Atis nu mai rămăsese nimic. Astfel frigienii au făcut imaginea tânărului pe care apoi, plângând-o, o înmormântară îndeplini și onorurile funebre potrivite cu soarta lui și acest obicei ei îl țin constant până în zilele noastre. Este știut că frigienii erau un neam tracic din Asia Mică, după cum ne informează mai mulți istorici ai Antichității. În zilele noastre, obiceiul românesc al Caloianului are următoarele versuri. Caloiene, iene, du te cer și cere, să deschiză porțile, să sloboadă ploile, să curgă și gârlele zilele și nopțile ca să crească grânele. Obiceiul se ține în special în Muntenia de Est și în Dobrogea și are loc într-o marți, a doua sau a treia săptămână după Paști. Încă din zori, fetele de la 5-6 ani în sus se strâng la un loc și se împart, după vârstă, în două sau mai multe cete. Fiecare ceată și alege o conducătoare și fiecare din cete face o păpușe din lut cu un om mic pe care îl împodobesc cu panglici și cârpe colorate. Îi pun flori, iar pe cap îi pun drept căciulă o coajă de ou roșu, oul înroșit fiind un străvechi simbol al reînvierii și al soarelui. În unele sate, micul idol de lut este îmbrăcat în costumul popular specific zonei, cu cămașe, ițari, opincuțe și căciulă. Păpușa se numește Calian sau Scaloian, numele diferind de la o zonă la alta. Fetele pun caloianul într-un sicriu mic, bine încleiat, ca să plutească pe apă, sau îl pun pe o scândură și îl înconjoară cu coși de ou roșii păstrate de la Paști. Pun fel de fel de flori, între care predomină busuiocul, apoi îl îngroapă pe câmp, printre bucate, la răscruci sau în apropierea unor răscruci înainte de înmormântarea propriu-zisă, una dintre fete se face preot, alta dască, la treia duce steagul, adică o nuia sau o trestie cu o batistă albă în vârf, mergând înaintea popii și iarăși una sau două fete duc sicriul ori scândura cu caloianul. În urma cortegiului vin celelalte fete cu lumânări aprinse bocind. Caloiene ene, caloiene ene, cum ne curg lacrimile să curgă și ploile, zilele și nopțile să umple șansurile, să crească legumile și toate ierburile. Alte fete îi plâng pe frați, surori, părinți, dacă le-au murit după înmormântare, ca lui se face pomana. A treia zi după ce l-au înmormântat, adică în a doua sau a treia joi după Paști, ori în ziua de Papa Rude, fetele se adună iarăși, se duc la locul unde a fost îngropat, îl dezgroapă și îl bocesc iarăși. Fetele îl aduc în sat, îi sfarmă trupul, simbolizând astfel moartea violentă și la aruncă într-o fântână, într-un lac sau pe o apă curgătoare, sau se duc și dau drumul sicriului pe un râu. În continuarea obiceiului românesc al caloianului, flăcăii aduc vin și lăutari se așează toți la masă, mănâncă și beau din pomana caloianului. Alteori fetele îmbracă un sul cu straie femeiești și umblă cu el pe la casele oamenilor, iar la casa unde se duc, gazda trebuie să ude acel sul cu apă, apoi le dă făină, ouă, unt și alte produse. Cu ceea ce adună, fac și ele plăcinte bucate aducând și vin și aceasta se numește pomana caloianului. Pe alocuri caloianului se zice și muma ploi, iar această variantă rarisimă a obiceiului a fost consemnat în anul 1900. Se zice că atunci când nu plouă și crapă pământul, pare că ar că scade zăduf numai ce vezi pe babe că ies cu muma ploii, un chip de om făcut din humă și îmbrăcat cu țoale negre, ca să se înoreze cerul și după ce îi descântă cum știu ele, îl îngroapă la un loc umbros și atunci pare că ar ploa dacă fac ele așa. În Transilvania, mai exact în țara Zarandului, la Ribița și Uibărești, ritualului magic agrar al Caloianului corespunde cel ce poartă numele de Muma Ploii și Muma Soarelui, în timp ce în alte zone din Transilvania se numește Tatăl Soarelui și Muma Ploii. Obiceiul a fost descoperit de profesorul Mihai Lapteș prin anii 1980. Caloianul se numără printre cele mai interesante manifestări folclorice românești de tip arhaic, Alți specialiști au afirmat că ritualul își poate găsi originile într-o veche zeitate a dacilor. Se evidențiază totodată faptul că pe lângă mitul fundamental legat de zeul naturii și vegetației, obiceiul a antrenat după sine diverse elemente care se înscriu în sfera magiei, în așa fel încât în unele variante caloianul este nu numai mitologie, ci și religie și magie. Ba mai mult, în timp, ritualul a suferit diverse influențe, alterări care au dus la realizarea ritualului în caz de necesitate. Caloianul, ca întruparea a zeului vegetației, amintește după spusele lui Mircea Eliade de Dumuzi, zeul sumerian al vegetației sau de Osiris, al egiptenilor, ca fiu adevărat al apelor. În ritualul local, muma soarelui și muma plăii sunt fiecare simboluri ale soarelui, ca divinitate supremă cândva la multe popoare, respectiv simbol al ploii, entitate mitică sacralizată în special la popoarele de agricultori, cum este cazul poporului român. Așadar, recapitulând, posibil ca la origine caloianul să fi fost un ritual de inițiere, probabil de sorginte tracă, peste care s-a suprapus ulterior un ritual al aducerii, alungării ploilor. Obiceiul caloianului este o reminescență, o rămășiță a mitologiei romanilor, ca și paparudele. Romanii obișnuiau să-l invoce pe Jupiter Pluvius în sărbătorile lor. Obiceiul a fost foarte răspândit în România până pe la mijlocul secolului al XX-lea. În concluzie, nu trebuie să ne uităm cultura, pentru că în acest caz, folclorul chiar este oxigen pentru un popor asmatic. Eu sunt Elmo și astăzi la mitologica v-am prezentat caluianul. Nu uitați să vă abonați, să dați un share și mai jos să ne lăsați un comentariu.